Cum văd unii americani modul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul epidemiei? Potrivit unui sondaj efectuat de Joshua Fund, dintre cei intervievați, 44% sunt de părere că epidemia de coronavirus și consecințele negative asupra economiei sunt, citez, un semnal de alarmă pentru a ne întoarce la Dumnezeu. Invitatul meu este Joel Rosenberg, autor de succes și fondator al Joshua Fund. Îți mulțumesc pentru participare, Joel. Ce părere ai despre rezultatele sondajului? Well, I was stunned because the specific question that you're referencing. Am rămas uimit, deoarece întrebarea la care ai făcut referire a fost următoarea. Considerați că epidemia de coronavirus și haosul economic pe plan global sunt A. un semn de alarmă ca să ne întoarcem la Dumnezeu și la Biblie, B. semnele unei judecăți iminente a lui Dumnezeu, C. ambele și D. niciunul dintre răspunsuri, situația nu are legătură cu Dumnezeu, nici cu profeția. 44% dintre americanii intervievați au răspuns că acesta este un semnal de alarmă de la Dumnezeu sau judecata lui Dumnezeu, ori ambele. Acest fapt este uimitor. Am mai întrebat oamenii dacă această epidemie le-a schimbat comportamentul spiritual. Am împărțit intervievații în două grupuri. Am întrebat creștini, protestanți, catolici și ortodoxi și pe cei care au spus că nu sunt creștini. Milioane de americani care nu sunt creștini, care nu îl recunosc pe Hristos drept mântuitor, au spus că au început să citească Biblia pentru prima dată. Ei se uită online la predici creștine și încearcă să înțeleagă profețiile biblice pe internet. Aceasta este o speranță într-un moment foarte întunecat. Explică-ne care este speranța în mijlocul acestei pandemii. Deși situația este gravă, oamenii spun că acesta este un moment spiritual. Însă acesta este un război străin. Poate Dumnezeu îngăduie ca această epidemie să aibă loc sau poate El a provocat-o. Noi nu am cerut opinia oamenilor în această privință. Care este efectul? Oamenii sunt mișcați din punct de vedere spiritual. Potrivit Google, cuvântul rugăciune a fost foarte căutat de oameni. Ce părere ai, ar putea să ducă acest eveniment la o mișcare de trezire spirituală în rândul creștinilor? Nu știu, este prea devreme să mă pronunț. Aș încuraja oamenii să intre pe site-ul joshuafund.com, unde se pot vedea detaliile sondajului. Veți vedea că mulți creștini consideră pandemia ca fiind un semnal de alarmă. Mi-aș dori să fie mai mulți. Am crezut că cifrele vor fi copleșitoare în cazul creștinilor și minimale sau inexistente în rândul necreștinilor. Săptămâna trecută, când am efectuat sondajul, am aflat că nu a crescut așa de mult numărul creștinilor care să fi citit mai mult Biblia, care să fie ascultat predici pe internet cât am sperat. Situația se va înrăutăți înainte de a se îmbunătăți. Jumătate din populație e izolată la domiciliu. Mii de oameni mor în Statele Unite. Este o situație tragică. Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească această pandemie ca un semnal de alarmă, ca să se întâmple ceva pozitiv într-o perioadă atât de dificilă. Potrivit sondajului, unii cred că suntem în vremurile de pe urmă, înaintea întoarcerii lui Hristos. Care este părerea ta? În Matei 24, în Luca 21, Iisus a vorbit despre războaie, vești de războaie, cutremure, foame și ciumi. Acesta, din urmă, este cuvântul biblic pentru boli, pandemii, în ziua de azi. El a spus că vor avea loc aceste evenimente și ele chiar se întâmplă. Da, eu cred că suntem în vremurile de pe urmă. O treime din lume crede că trăim în ceea ce Biblia numește vremurile de pe urmă și este impresionant. 40% dintre evrei cred asta. 40% dintre latinoamericani cred asta. 50% dintre afroamericani cred asta. Este interesant. Este înspăimântător să vorbești despre zilele de pe urmă, deoarece multe predici au căutat senzaționalul. Au fost oportuniști când a venit vorba de profeții. Joshua Fund este o lucrare pe care am fondat-o cu soția mea în 2006 pentru a ajuta oamenii să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu, să înțeleagă profețiile, mai ales cele legate de Israel și de Orientul Mijlociu. Acesta este un moment interesant. Sper
că oamenii vor studia acest sondaj. Mai avem un buletin informativ cu privire la ce spune Biblia și cu privire la modul în care, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a folosit bolile în scopul său. Este un buletin informativ de 12 pagini pe care îl găsiți pe site-ul nostru. Este gratuit.